Bun găsit, stimate telespectatoare, stimați telespectatori! Sunt academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Mă bucur să fiu gazda, anfitrionul acestei serii de dialoguri academice pe care o găzduiește TVR Cultural. Această serie renoadă o tradiție. Televiziunea Națională a prezentat Academia Română într-un ciclu de emisiuni care a fost difuzat cu câțiva ani în urmă. Vom relua acest ciclu de emisiuni prin discuții, dialoguri, în primul rând cu președintele Academiei, cu ceilalți vicepreședinți, cu secretarul general, dar și cu ceilalți membri ai Academiei Române, fiecare povestindu-ne, spunându-ne lucruri importante din activitatea, din creația domnilor lor. De asemenea, Academia are și 76 de institute. Vom încerca să prezentăm în sinteză activitatea acestor institute, în așa fel încât dumneavoastră să puteți cunoaște mai bine viața de zi cu zi, dar și proiectele și miza culturală, miza științifică, educativă a acestei instituții emblematice, importante pentru istoria României și pentru cultura noastră. Domnule academician Ioan Aurel Pop, în primul rând mă bucur foarte mult să avem acest dialog. Deschidem o nouă serie a emisiunilor consacrate Academiei Române, serie găzduită de TVR Cultural. Peste două zile, Academia Română își serbează ziua de naștere, a fost înființată la 4 aprilie 1866 și în acest context, în primul rând, v-aș ruga și în calitatea dumneavoastră de istoric, sunteți unul dintre cei mai remarcabili oameni de știință care s-au consacrat studiului istoriei, în primul rând, istoriei evului mediu, dar și consecințelor evului mediu pentru epoca modernă. Din această perspectivă, v-aș ruga să ne spuneți în primul rând câteva cuvinte despre apariția Academiei Române, despre rolul pe care l-a jucat această instituție emblematică pentru cultura română și despre ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea cu Academia noastră. Academia Română în peisajul culturii românești și al societății în general e o instituție unică. E și definită ca instituție unică principalul for de consacrare a valorilor intelectuale în România și a rămas așa de peste 150 de ani, adăugându-și alte atribute. Dar, pe de altă parte, e o instituție comună mai multor țări din această parte de Europa care și-a organizat viața de cercetare, de erudiție, tocmai în secolul al XIX-lea. Apariția academiilor în secolul al XIX-lea, în aceste țări care ieșeau multe dintre ele de sub dominații străine și își afirmau individualitatea, independența, apariția academiilor reprezintă un lucru extraordinar de important pentru identitățile acestor popoare, cum ar fi polonezii, maghiarii, cehii, slovacii, croații, sârbii, bulgarii un pic mai târziu. Deci, Academia a apărut și la români ca o instituție identitară, ca o instituție care, cultivând limba, literatura, tradițiile, istoria, folclorul, venea să contribuie la marele proiect de țară pe care noi l-am avut cam de la 1848, de când s-a elaborat un program pentru dezvoltarea noastră, până la 1918-20, când s-a încheiat. Și cele trei momente principale ale acestui proiect au fost unirea de la 1859, independența de la 1877 și unirea de la 1918. Academia n-a fost numai un martor pasiv al acestor evenimente, ci a contribuit la formarea României moderne prin mijloacele ei de cercetare, erudiție, cultivare în primul rând a limbii prin dicționare, a literaturii, a istoriei românilor, răspândirea acestor cunoștințe în societate. E foarte interesant un lucru. Academia s-a născut în 1866, când România avea cam 130.000 de kilometri pătrați și a fost martor a evenimentelor și protagonistă până în 1918, când România avea 295.000 de kilometri pătrați. Deci România a crescut de trei ori ca teritoriu și aproape la fel și din punct de vedere al numărului populației. Academia Română, de-a lungul istoriei,
și a lărgit paleta de preocupări și a adăugat secții științifice de științe ale vieții, medicină, științe economice, filozofie. Și deci a ajuns o instituție extraordinar de importantă în peisajul culturii românești. Dacă îmi permite să ne oprim puțin la momentul acesta al fondării Academiei și la contextul european. Ați marcat această idee, care cred că este foarte semnificativă, că nu doar în România la vremea respectivă, Principatele Române, nu era încă România, dar și în alte țări din această zonă a Europei au fost înființate academii care au avut mai mult sau mai puțin aceeași menire, același scop. Și ați legat aceasta de definirea identității naționale. Întrebarea pe care vreau să vă adresez și am vrea să știm cum anume descifrați aceste semnificații este: de ce și în ce măsură științele umaniste, în primul rând, ați vorbit despre literatură, despre studiul folclorului, despre normarea limbii, care a fost una dintre sarcinile importante și un mare război cultural la jumătatea secolului al XIX-lea, cum normăm gramatica limbii gramatica, române. Stabilirea normelor de ortografie. De ce aceste lucruri sunt atât de importante și intrinsec legate de identitatea națională, în timp ce ramurile științifice care au existat în Academie de la 1866, foarte importante, și știința și tehnologia, de ce acestea nu le percepem sau chiar nu sunt atât de apropiate de această nevoie permanentă de a defini identitatea națională? Cu alte cuvinte, de ce studiul istoriei și al literaturii, al folclorului și al limbii sunt atât de importante pentru a ști cine suntem? Da. Pe de o parte, identitatea unui popor se vede cel mai bine, cel mai izbitor prin limbă. Astăzi ne deosebim unii de alții pentru că vorbim limbi diferite și încă din Biblie, de la turnul Babel, lumea se definește prin neamuri, prin genți, prin popoare, da? Pe de o parte. Și limba este cel mai izbitor exemplu. Istoria la fel, istoria e unică pentru români, pentru bulgari, pentru maghiari, pentru polonezi, pentru francezi. Fiecare are propria istorie pe care ar fi bine să o încadreze în istoria continentală și în istoria generală până la urmă. Dar există prejudecata că prin științele fundamentale, matematică, fizică, chimie, biologie și mai departe, nu se face educație națională sau patriotică și că nu se poate face, ceea ce e greșit. Pentru că dacă predau matematica, fizica, chimia în limba română, orice profesor bun face vrând nevrând și educație identitară. Trebuie să se refere și la un savant român, cel puțin, care a avut o contribuție în domeniul respectiv și, har Domnului, noi am avut și în matematică, și în fizică, și în chimie contribuții deosebit de importante la nivel continental. Deci educație se face prin toate. Dar în secolul al XIX-lea, știți la fel de bine ca și mine, pentru partea noastră de Europa, de la Johann Gottfried Herder, un preromantic care a definit popoarele prin limbă, prin folclor, prin legende, cântecele și prin poveștile, tradițiile popoarelor, de acolo vine ideea că un popor se definește când devine națiune prin elemente intrinseci care vin din trecut, sunt cultivate în prezent și ne conduc spre viitor. Ideea de națiune în Occidentul Europei, să zicem, a fost o idee politică. La francezi, ești francez dacă ești născut pe sol francez, indiferent ce limbă vorbești. Normal e să vorbești franceza. La noi, în Europa noastră, de centru și de sud-est, națiunile se definesc organic, prin elemente de conținut. Așa, prin urmare, națiunea română exista ca entitate chiar și când o parte din români erau sub stăpâniri străine. Deci ideea politică a venit de constituirea nucleului național, a statului național, după formarea națiunii acesteia organice, definită prin limbă, în primul rând, prin trecutul comun, istoria, prin obiceiuri, tradiții, religie, să spunem, sau confesiune. Însă, repet, Academia Română și-a adăugat secțiile științifice încă din secolul al XIX-lea, după aceea le-a dezvoltat încât astăzi, știți la fel de bine ca și mine, predomină secțiile științifice de științe fundamentale și de științe ale vieții și umanioarele au rămas importante, își continuă misiunea, dar ele, ca număr de membri ai Academiei și ca număr de secții, sunt dimensionate, să spunem, la
nivelul cerințelor secolului al XXI-lea. Da. Vom mai reveni la această idee, poate spre sfârșitul acestui dialog. Aș vrea să remarc că în ultima vreme, discuții care se poartă în media academice, mai ales în vestul Europei, insistă asupra nevoii de a depăși acest model reducționist care are acronimul STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, adică cel care se concentrează în mod aproape exclusiv pe ceea ce ați numit dumneavoastră științe fundamentale, eu l-aș numi știința ale naturii și matematică și mai ales tehnologie. Și interesant este că acronimul pe care l-a construit un profesor britanic este STEAM, S-T-E-A-M, ceea ce e un foarte frumos joc de cuvinte, da. Înseamnă și forță, putere, a, bun, da. STEAM, dar în înseamnă, da. A înseamnă acolo arts, the arts, care acopere toată zona aceasta umanistă. Și cu voia noastră voi reveni cu o întrebare puțin mai târziu. Să ne întoarcem totuși la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea. De ce? Pentru că foarte multe dintre figurile emblematice pentru academie și pentru istoria culturală, politică, socială, dar și cea tehnică și științifică a țării noastre, foarte multe dintre aceste personalități au fost membrii ai Academiei Române și noi astăzi când vorbim despre istoria Academiei ne gândim la aceste personalități tutelare ca fiind niște creatori deosebiți care au contribuit la vremea respectivă, în primul rând prin angajamentul lor civic, au contribuit la modernizarea României. Ați putea să ne evocați câteva dintre aceste figuri și da. Realizările exemplare ale acestora, cele care vă sunt cele mai apropiate dumneavoastră prin studiile pe care le-ați făcut și, de ce cum nu, prin atitudinea pe care o aveți personal față de aceste figuri. Mă gândesc de pildă la Iorga, mă gândesc la Pârvan, la Dimitrie Onciu, dar probabil și la mari mulți alții. Personalități, aveți dreptate. Primul președinte al Academiei, nu pot trece peste asta, a fost Ion Heliade Rădulescu, un savant multilateral, știți, care a cuprins sfere extraordinare și care ne-a lăsat un exemplu. Sub președinția lui aveam reprezentanți din toate provinciile istorice românești, încât mie îmi place să spun că Academia a făcut România înainte de a exista România pe hartă. Erau 3 transilvăneni, 2 basarabeni, 2 maramureșeni, 2 din Banat și chiar 2 din românii balcanici. Cum aș spune astăzi, era o foarte bună distribuție geografică. Așa. Erau păstrate. Pentru că trebuiau condiții. Reprezentați savanții și artiștii și scriitorii românilor de pe toată întinderea pământului românesc, după cum a zis Cogălnicianu, alt membru marcant al Academiei și președinte al Academiei, care spunea că el numește patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. A spus-o din 1843, definind națiunea prin limbă. Deci pentru el granițele nu contau. Iată, toată acea întindere de loc pe care... Iată un motiv pentru care limba este atât de importantă. Absolut, absolut. Și apoi aș începe, în afară de Heliade Rădulescu, aș fi vrut să evoc câțiva ardeleni, dar aș face pledoarie pro domo. Vă rog, și atunci mă opresc la Bogdan Petricei cu HD-ul, care pentru mine este un savant excepțional și care a readus în atenție moștenirea dacică din cultura română, fiindcă ardelenii noștri din școala ardeleană se axaseră pe romanitate și pe moștenirea romană și spuseseră că dacii, nefiind nobili, nu ne-au lăsat aproape nimic în cultura și civilizația noastră. El a revenit cu un studiu perit al dacii, atrăgând atenția că dacii n-au pierit cu totul și ne-au lăsat ceva. Dar el, pentru cultura română și pentru Academie, e foarte important prin etimologicul Magnum Romanie. Bogdan Petricei cu HD-ul, cunoscut ca scriitor pe vremuri, când elevii la școală mai învățau din Răzvan și Vidra, să spunem, drama lui istorică vestită, e cunoscut prin această începătură a marelui dicționar etimologic al limbii române, care a fost un proiect de peste 100 de ani, încheiat la începutul anilor 2000. Har Domnului, avem acum pe mii de pagini toate cuvintele importante, nu toate, ale limbii române. Vreo 175 de mii de cuvinte, după calculele savanților, ar fi vreo 250 de mii de cuvinte care ar merita trecute. 19 volume. Bogdan Petricei cu HD-ul a început această muncă, s-a încheiat sub președinția regretatului academician Eugen Simion, președinte al Academiei, la începutul anilor 2000. Bogdan Petricei cu HD-ul a fost și el un enciclopedist. Pe urmă, Nicolae Iorga, un titan, la fel, afirmat de la critic și istoric al literaturii române până la calitatea lui majoră, cea de istoric, iar ca istoric
deși a început ca medievist și s-a axat pe Evul Mediu, a cuprins până la urmă toată întinderea istoriei românilor într-o magistrală expunere, urmând să-și încheie cariera printr-o istoriologie umană, adică o istorie a lumii prin problematizare, când a fost asasinat în 1940, la asta muncea Nicolae Iorga. Apoi, evident, fabulos, aproape să zic un fenomen al naturii, o forță naturală. Ieri alaltă eram aflat, uitasem acest lucru, mi-am reamintit că Iorga este cel care a scris pentru prima oară o istorie a Albaniei. Bineînțeles, și a devenit membru al Academiei lor. Iorga a scris istoria tuturor popoarelor care ne înconjoară. Toate problemele istoriei poporului român se găsesc la el, încât Iorga este un creator de problematică istorică, pentru că ne lasă sugestii pentru viitor unei pleiade de istorici care au fost și care vor veni de acum încolo. A scris într-o viață de om mai mult decât poate citi un om dacă ar sta numai să citească, fără să mănânce, să doarmă. Deci Iorga e un fenomen universal. Doctor honoris causa al atâtor universități, cunoscător al atâtor limbi străine. Dar pe lângă el a ars ca o flacără Vasile Pârvan, că l-a spomenit. A murit la 41 pic de ani, a fost creatorul arheologiei moderne românești, contemporane românești. Poate ne spune ceva despre Histria. El a deschis Histria și a lăsat pentru noi o moștenire excepțională. Un om auster, sever cu sine în primul rând, nu cu semenii, cu sine. Iar pentru Transilvania el rămâne un ctitor. De ce? Pentru că prin discursul lui, cursul lui inaugural din 1919, Datoria vieții noastre, a lăsat un model de dezvoltare al Universității Românești din Cluj, despre care mulți credeau că nu o s-o putem duce mai departe noi, valahii, cu moravuri un pic răsăritene, dacă nu balcanice. Și până la urmă această universitate, ctitorită de el, mie îmi place să spun că a fost nașul universității noastre. A fost rector al Universității Babeș-Bolyai, poate ne spune ceva și în legătură cu faptul că, de fapt, Pârvan este cel care a reînființat noua universitate modernă, nu? A Daciei Superioare și a fost primul rector. Pârvan a vrut să o numească Universitatea Națională a Daciei Superioare și le-a spus în particular membrilor comisiei universitare numită de Consiliul Dirigent de la Sibiu, care era un fel de guvern al Transilvaniei. Știți că Transilvania, după unire, a avut un fel de guvern provizoriu și un fel de parlament provizoriu, Marele Sfat Național, până la integrarea completă în statul român. Și le-a spus Pârvan, avem două universități moderne, la Iași și la București, înființate mai ales după model francez. Aici, la Cluj, va trebui să, pentru că am văzut un pic racilele, defectele modelului francez, aplicăm și modelul francez, dar vom aplica modelul german cu institute integrate universității. Un model excepțional, care a funcționat foarte bine, cu extensii universitare, cu prezența universității în spațiul public, cu cultivarea între studenți a educației fizice și a sportului. De aceea Universitatea din Cluj are și astăzi un superb parc sportiv numit Iuliu Hațeganu după creator. Dar Pârvan rămâne creatorul școlii române din Roma, care astăzi este Academia din România. Repet, a trăit până la 40 și de ani și a reușit să fie ctitor extraordinar în cultura românească în întregimea ei. L-a spomenit pe Onciul. Onciul e uitat, dar nu avem dreptul să-l uităm astăzi, pentru că sunt 100 de ani de la moartea lui în acest an. Onciul a fost nu numai un remarcabil membru al Academiei și un istoric desăvârșit, membru al școlii critice, care a respins tradiții, obiceiuri, legende, inclusiv descălecatul, și s-a axat mai ales pe documente, spunând că orice adevăr din trecut trebuie confirmat prin surse credibile, vizibile, mari, importante, mai ales surse scrise. Și prin urmare a scris ceva despre întemeierea statelor românești, Țara Românească și Moldova, Evul Mediu, admirabil, deși a respins descălecatul și a venit un coleg de-al lui pe care nu pot să nu-l pomenesc, pentru că, după părerea mea, e cel mai mare medievist român din toate timpurile, Gheorghe I. Brătianu, și care nu i-a dat dreptate lui Onciul. Erau polemici cordiale, dacă vreți, Onciul murise
Și a venit Brătianu cu tradiția istorică despre întemeierea statelor românești și a demonstrat că tradiția privind descălecatul lui Negru Vodă din Făgăraș în Țara Românească și a descălecatul lui Dragoș și Bogdan dinspre Maramureș în Moldova, nu numai că sunt confirmate de istorie, dar reprezintă o treaptă a istoriei noastre. Mai târziu, David Prodan, alt membru al Academiei Române, a venit și a spus și de fapt participarea lor la fondarea Țării Românești și Moldovei a acestor cnezi și voievozi ardeleni revoltați nu reprezintă o contribuție externă, cum ar fi unii tentați să creadă, dar ce pe teritoriul Țării Românești și Moldovei nu erau formațiuni politice? Erau. Erau și erau vizibile și importante de sute de ani, poate. Dar din Ardeal a venit un impuls, și aici e important ce spune Prodan, în cadrul aceleiași structuri de civilizație românească. Adică românii veneau la români. Am avut și contribuții ale străinilor la fondarea noastră, slavii, de exemplu, slavii de pe teritoriul nostru, slavii dacici, și-au adus o contribuție la fondarea statalității. Dar Dragoș și cu Bogdan și Negru Vodă erau români care, din motivele stăpânirii străine asupra Transilvaniei, s-au gândit să-și mute revoltele la sud și răsării de Carpați și au dat un impuls extraordinar vieții statale românești. Astea sunt preluări de ștafetă, după părerea mea. Dacă vreți, de la Bogdan Petricei cu HD-ul și Iorga, trecând prin Onciul, Gheorghe Brătianu și până la David Prodan și Șerban Papacostea, pe care nu pot să nu-l pomenesc, am vorbit numai de istorici, îmi cer scuze, de formație profesională, toți au preluat o ștafetă și au dus-o mai departe și cei care spun că Academia Română e o instituție conservatoare și dau acestui cuvânt un sens peiorativ, nu înțeleg că a conserva înseamnă și a păstra tradiția. Da. Ei au păstrat tradiția, dar au adoptat-o nivelului atins de știința istorică în perioada în care au trăit fiecare. Da, interesant și acest concept. În domeniul meu de specialitate, care este logica și filozofia, dar mai ales în logica filozofică, folosim un concept care pare să fie antinomic, care pare să fie o contradicție în termeni. Vorbim despre extindere conservatoare, în sensul că un sistem de idei, un sistem teoretic oarecare trebuie să conserve toate elementele viabile ale sistemelor anterioare și să extindă. Deci putem vorbi de un gen de conservativist sau conservatorist care nu este neapărat peorativ. Din ceea ce ați spus, aș vrea să insistăm foarte puțin ca după aceea să mergem mai departe și în perioada comunistă și apoi mai ales după 1989. Aș vrea să insistăm asupra două chestiuni care sunt foarte interesante și din perspectiva studiului istoriei și a metodologiei cercetării. Pe de o parte, polemica aceasta între cei care dau crezare unor mituri fondatoare, unor povești. Pe de altă parte, ideea mai pozitivistă că ai nevoie întotdeauna de dovezi, de hard evidence, cum se spune astăzi cu termenul englez. Și astăzi științele spiritului pendulează oarecum. Partea hermeneutică, cea care pornește mai ales de la anumite reprezentări, de la anumite modalități în care au fost transmise de la o generație la alta poveștile fondatoare, iar pe de altă parte cei care spun întotdeauna trebuie să ne uităm la date, la dovezi, dacă facem arheologie, dacă facem istorie veche, medievală, trebuie să vedem ce se întâmplă în arhive și să refacem toate părerile noastre, poate uneori eronate despre trecut, în lumina acestor dovezi. Asta ar fi o întrebare, dacă vreți să comentați puțin asupra ei. Și o a doua chestiune legată de legăturile dintre români înainte de formarea statului. Una dintre dogmele, în fine, care ne urmărește, aceea că nu ar fi existat o conștiință națională până la fondarea națiunilor. Și asta e o chestiune modernă, secolul XVIII, secolul XIX. Ce se întâmpla în secolele pe care le-a studiat foarte mult, în Evul Mediu? În ce fel putem vorbi despre o conștiință națională? Era aceasta una exclusiv religioasă, creștin-ortodoxă, sau putem vorbi de ceva mai fin granulat, o conștiință chiar românească, națională? Mai întâi despre prima parte, nu? Despre această aparentă contradicție între cei care cred în legende, în povești, în care sunt foarte frumoase tradiții și cei care cer dovezi riguroase. Da. Ca aproape întotdeauna, adevărul e undeva la mijloc. Adică un istoric deplin trebuie să țină seama
și de tradiții și de legende, pentru că despre ele se spune chiar în mod popular că au toate un sâmbure de adevăr, că o legendă nu pornește din nimic, pe de o parte. Pe de altă parte, cei care cer mărturii, dovezi, se referă în primul rând la izvoare absolut care nu pot fi contrazise. Or, nu numai astea sunt izvoare, știți? Eu care cultiv documentele medievale și îmi place să le citesc, să le traduc, să le interpretez, mai ales pe cele în limba latină, vă spun că dovezile arheologice care nu conțin texte scrise, mărturiile unor vase de ceramică sau chiar anumite legende, de pildă la Negru Vodă, s-a plecat de la legendă. Radu, Negru, Voivod au plecat cu ceata lui de români din Făgăraș și catolici. Că au fost și alții cu el, probabil sași, pentru că, de pildă, Câmpul Lung a avut o colonie săsească până târziu. Laurențiu de Longocampo, de la 1330, Comitele Laurențiu Biserica catolică este încă acolo. Comitele Laurențiu, da, este probabil un sas, un german din Transilvania. Deci, el a plecat cu mulțime de noroade. N-a fost mulțime. Mulțime pot fi și 200 de oameni pentru vremurile acelea și a venit. Dar nu erau dovezi clare. Un coleg de la Sibiu, trecut în lumea drepților între timp, Thomas Negler, în anii 70 ai secolului trecut, a făcut săpături arheologice în Țara Hațegului și la Breaza a găsit urmele unor confruntări, a unei bătălii lângă o cetate, care era din vremea respectivă, de la sfârșitul secolului al XIII-lea, că despre Negru Vodă se spune că a venit în 1290, da? Deci, au început să apară izvoare. Atunci când legendele, când tradițiile, când basnele, nu basmele, cum zic cronicarii vechi, sunt confirmate cât de cât de asemenea surse, atunci ele ne dau de gândit și trebuie să ajungem la ombinare a surselor și să credem că izvoare istorice nu sunt numai cele scrise, ci sunt și obiectele, pe de o parte. Deci, ca să vă răspund la întrebare, astăzi istoricii nu se pot mărgini numai la izvoarele scrise, interpretează istoria și altminteri, mai ales că atâtea concepte noi sunt în legătură cu trecutul. În legătură cu conștiința națională sau cu prezența noțiunilor identitare, vreau să vă spun că la noi regimul comunist a oprit circulația ideilor, dar în Europa, de pildă, și în Statele Unite, dar mai ales în Europa, cam din anii 1900 începând încoace, a apărut conceptul de națiune medievală. Noi știm că în istoria noastră au fost națiuni medievale pentru că în Transilvania de la 1460, 70, 80, în jurul anilor 1500, vechile stări, adică vechile grupări privilegiate, nobilimea, sașii și secui, încep să fie numite naționes, adică națiuni. Și nu mai sunt numite nobilimea, nu mai e numită nobilime, ci unguri, maghiari, sașii rămân sași, că oricum aveau o componentă etnică, secuii la fel. Deci maghiarii, sașii, secuii sunt numite naționes. Ce constatăm și la români este că în acel timp sunt mărturii ale străinilor care ne spun că românii știu că sunt români, că știu că sunt urmași ai romanilor. Sigur, unii dintre ei, nu ne putem imagina că toți românii știau acest lucru. Reprezentanților, cei care aveau carte, preoții, învățătorii, unii dintre ei care făcuseră școală chiar în Occident, cronicarii moldoveni la 1600, perioada care nu mai e medievală, să zicem e modernă timpurie, studiaseră la colegii iezuite în Polonia. Deci ei află anumite lucruri și când vin străinii le spun, noi știm că suntem urmașii romanilor. Interesant este că încă la 1500 și călătorii străini pe teritoriul țării românești spun că românii vorbesc despre descălecatul din tâi de la Traian, împăratul Romei. Niște călugări de la mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște îl lămuresc pe unul Francesco della Valle, un italian din nordul Italiei și pe însoțitorii lui pe care i-au găzduit pe la 1530 că ei știu că românii sunt urmașii romanilor. Astea sunt elemente identitare care arată solidarități de grup, chiar dacă încă nu era creată solidaritatea națională modernă.
Aceste solidarități, după părerea mea, eu așa le numesc pasive. Adică știm, da, nu facem mare lucru, trăim unde putem, cum putem, cu cine putem, ne luptăm cu turcii, ne luptăm. După 1600 spre 1700, când conștiința noastră medievală devine modernă, atunci gruparea își asumă acțiune. Adică aceste idei rodesc prin acțiune. Francezii au făcut Marea Revoluție franceză și au afirmat națiunea franceză e starea a treia, că restul reprezentau 10% din națiune. Da? Deci ele cresc. Eu nu cred în națiuni spontane. Eu nu cred că o națiune se poate naște printr-o hotărâre a unui parlament, de pildă. Noi, ca națiune, am acționat, de pildă, în secolul al XVIII-lea, când savanții școlii ardelene, dar înainte Cantemir, înaintea lui Cantemir Grigore Miron Costin, în paralel cu ei, stolnicul Constantin Cantacuzino în Țara Românească. Ei spun așa, românii cât sunt în Țara Românească, în Moldova și în Ardeal, sunt de la un izvor, de la un loc au izvorât și cură. Sunt urmașii romanilor. Cantemir zice că românii sunt adevărați romani și că numele de român este de fapt numele de roman, pentru că așa a evoluat el de-a lungul timpului până astăzi, încât în loc de roman se zice român sau român. Toate aceste idei au fost preluate de școala ardeleană și după aceea a apărut urmarea acestor idei, adică nevoia statului național. Asta nu e legat nici de șovinism, nici de xenofobie și nici măcar de naționalism, așa cum îl înțelegem noi astăzi. E legat de evoluția unui popor spre națiune. Proces, un proces firesc, istoric. Care domnule academician, știți bine ca și mine că la fel au procedat și polonezii, și ungurii, și croații, și slovacii, și bulgarii. Adică au plecat de la niște idei. Asta nu înseamnă că intelectualii, adică elitele lor învățate, elitele acestor popoare, inclusiv cele românești, n-au lucrat la coagularea națiunii. Au lucrat foarte mult. În Ardeal știți că cu 5 ani înainte de formarea Academiei Române aici la București, în Ardeal se formase ASTRA, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. ASTRA n-a avut o misiune neapărat erudită, mai ales că după 5 ani s-a înființat Academia Română. Ce a făcut ASTRA? Și-a trimis membrii ei învățați în fiecare loc, pe fiecare vale, în depresiuni, unde erau locuitori români în Transilvania, să țină conferințe despre identitatea națională. Și așa au aflat și țăranii că soarele românilor la București răsare. Sau soarele pentru toți românii la București răsare, ceea ce a scris Slavici în 1884 pe frontispiciul revistei Tribuna de la Sibiu. Națiunea, în esența ei, exista. Da. Dar pe alocuri era pasivă. Important de remarcat faptul acesta că și, într-un fel, dă credibilitate și ideea dumneavoastră că nu putem avea acces doar la dovezi scrise, că absolut, sunt foarte importante absolut. Și aceste povești care sunt transmise de memoria colectivă istorică. Oamenii aceștia simpli, care nu aveau o cultură literară științifică foarte avansată sau nu erau deloc cultivați, aveau această conștiință sigur. Difuză, tacită, că aparțin... După părerea mea, ideea descălecatului dintâi de la Traian s-a transmis și de la Negru Vodă, al doilea descălecat în Țara Românească, s-a transmis din vorbă în vorbă, din om în om, din poveste în poveste. Prin ce? Prin tradiție. Tradiția noastră e formată și din basme, din povești, din... care se transmit, dar repet, fiecare are un sâmbure de adevăr. Fascinantă toată această poveste, toată această istorie, dar vă propun să ne întoarcem ușor la istoria mai recentă a Academiei noastre și să evocați câteva momente de cumpănă ale Academiei, dar poate și realizări, din perioada comunistă, din 1948-1950 și până în 1990. Absolut. Din fericire, Academia există din 1866 și n-a fost desființată niciodată, adică n-a avut perioade de nefuncționare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte a avut două momente critice în timpul comunismului când a fost la un pas de desființare. Eu le pomenesc cu tristețe, dar trebuie să știm și lucrurile triste din istoria instituțiilor noastre. În 1848,
când regimul comunist s-a instaurat propriu-zis, la 30 decembrie 47, știți, s-a desființat monarhia, regele a fost obligat să abdice, ultimul stâlp al unei democrații pe care am avut-o noi, atât cât am avut-o, s-a dărâmat, s-a stins. Și Academia a urmat fiind desființată printr-un decret, Academia Burgheză, și în aceeași zi reînființată Academia Republicii Populare Române. Peste 100 de membri ai Academiei, atunci, în 48, au fost expulzați samavolnic pe motiv că reprezentau ideologia burgheză, cum se spunea atunci. Sigur că atunci erau tancurile sovietice aici, erau comisari sovietici care ne arătau ideologic ce trebuie să facem. Și unii dintre savanții Academiei Române, care erau specializați în matematică, fizică, chimie, în științele tari, cum zic eu, sau în științele fundamentale, sau nu știu cum să le zic, le-ați pomenit dumneavoastră științe ale naturii, dar matematica, da. Îmi spun colegii că nu-i bine să zicem știința naturii. Matematica o punem separat. Da. Bun. Deci în aceste științe să zicem că nu erau vizați dacă nu făcuseră politică. Și au putut să rămână. Limbajul matematic e universal. Deci cei mai vulnerabili au fost cei care se ocupau de la științele umaniste. Științele sociale, umanioare, din juridice și mai departe. Avem expulzat, și o placă expulzat. Aici la Academie. O parte din ei, domnule coleg, cum știți, au fost închiși. Trimiși la Pitești, la Gherla, la Sighet, în marile închisori, care atunci se pregăteau să găzduiască dușmanii poporului, între ghilimele. Și dintre ei, 9 au murit în aceste închisori. În 1955 unii au fost reprimiți. Între ei a fost și părintele Iona Grbiceanu, parcă îl văd, scriindu-și Fefeleaga lui și câte altele, umblând pe străzile Clujului amărât în acei ani și chinuit de soartă. Lucian Blaga a fost exclus pentru cât a mai trăit el până în 1961, un simbol al culturii și al filozofiei românești. Sigur. Creator de sistem Sigur. Filozofic în cultura română. Blaga fusese primit la sfârșitul epocii interbelice. Silviu Dragomir a făcut închisoare. Deci v-aș putea da exemple despre membrii Academiei Române complet nevinovați care au fost băgați la închisoare. Deci Academia a trăit un moment de cumpănă, însă treptat a putut funcționa respectând rigorile regimului comunist și cel mai greu i-a fost în obsedantul deceniu din literatură, cam din 48 până în 58, 59, 60, 62. Asta a fost perioada grea a Academiei. După aia a avut o perioadă de deschidere încât avea impresia că răul cel mare a trecut și că se întoarce spre noi un comunism, să zicem, cu față umană sau un socialist cu față umană. Atunci au fost primiți în Academie oameni foarte valoroși și după 68, când Ceaușescu a ținut discursul acela faimos împotriva invaziei sovietice și a aliaților la care România atunci nu s-a aliat la Praga, și atunci unii dintre intelectualii români marcanți au intrat în Partidul Comunist crezând că e bine că partidul se democratizează, să zicem, și unii au fost primiți chiar în Academia Română. Dar bucuria n-a durat mult, că vine al doilea moment. Dacă vreți să comentați ceva în legătură cu... Pentru că ne apropiem oarecum de finalul acestui foarte plăcut și instructiv dialog, v-aș propune să reluăm această temă a istoriei Academiei în perioada de sfârșit a epocii comuniste, pentru că atunci vine al doilea pericol pe care nu-l mai dezvolt în care acum, Academia putea pur și simplu să dispare fizic. Absolut. Și vă rog să vă concentrați asupra perioadei de după 1990 și mai ales din momentul în care dumneavoastră ați preluat mandatul de președinte al Academiei, spunându-ne câteva dintre gândurile dumneavoastră cu privire la cum anume ar trebui să fie implicată Academia în viața socială, în viața culturală, în educația tinerei generații. Și care sunt gândurile noastre pentru viitorul acestei instituții venerabile? Din fericire, după 1989, Academia a revenit cumva, să spunem, la gloria de odinioară, străduindu-se. Chiar dacă a făcut și unii pași greșiți, orice om, orice instituție omenească e supusă erorii, important e să-și îndrepte eroarea. Romanii ziceau, errare humanum est, nouă ne place partea asta, a greșit omenesc, partea a doua, perseverare diabolicum, adică a persevera în greșeală, e diabolic sau drăcesc. Prin urmare, oamenii trebuie să-și îndrepte greșelile. Academia a fost luată de val, libertatea a venit foarte repede, foarte brusc și unii dintre noi și dintre contemporanii noștri au fost ușor
amețiți de această libertate. Și Academia atunci, în anii 90, a primit între membrii ei oameni rămași pe din afară, fiindcă regimul comunist n-a vrut să le recunoască valoarea. Și i-am primit și 99% dintre ei au meritat acest lucru. Academia a pornit cu un avânt tineresc, aș zice. E drept că a primit și niște oameni mai tineri, spre deosebire de obiceiul care se instaurase că numai bătrânii trebuie să fie în Academie. În general, în Academie sunt oameni în vârstă, firește. Oameni care și-au dovedit valoarea într-un domeniu. Poate că în matematică, fizică, poți să fii savant la 25-30 de ani. Așa, da? Istoria e o știință de acumulare, să mă iertați. Trebuie să stai 20-30 de ani, să acumulezi, să citești și nu te poți afirma chiar la tinerețe. Au intrat oameni valoroși. Au urmat președinți și vicepreședinți ai Academiei savanți remarcabili, vorbitori de limbi străine care au putut duce un mesaj în lume după 40 de ani de închistare, în care au ieșit peste hotare cei verificați, cei care au putut să facă dovada că nu ponegresc, dacă nu laudă regimul comunist, iar după cădere lucrurile s-au schimbat cu totul. A venit academicianul Drăgănescu, de pildă președinte al Academiei, care a dezvoltat o nouă secție legată de științele comunicării, de IT, de informatică, ceea ce arată că Academia totuși face un aggiornamento, adică se adaptează vremurilor. Lucru foarte frumos. Cum v-am spus, s-a terminat în sfârșit prin munca institutelor de specialitate de filologie ale Academiei marele dicționar tezaur al limbii române, o realizare extraordinară. După cunoștințele mele, sunt vreo 8 limbi europene care au asemenea dicționare. După aceea, printr-un efort extraordinar, s-a făcut tratatul de istorie a românilor în 10 volume. Strădania a fost a președintelui Eugen Simion, dar nefiind istoric, a academicianului regretat și el, Dan Berindei, și a celorlalți care au ținut să iasă acest tratat, chiar dacă, să spunem, în timpurile noastre nu se mai scriu asemenea mari sinteze, că istoria e tratată altminteri, mai modern. Dar e bine că avem un tratat. S-a schimbat puțin profilul exact. Publicațiilor științifice, chiar în științele umaniste. Absolut, absolut. E foarte bine totuși că avem un tratat de mii de pagini al trecutului românilor. El nu e perfect. O sinteză a informațiilor. Nu e perfect, dar e o sinteză a informațiilor adusă la zi. Pe urmă, ce să vă spun, au venit mari momente, cum a fost de pildă momentul centenar. Pentru momentul centenar, cu ani de zile înainte de anul 2018... Atunci a fost primul an al mandatului dumneavoastră. Așa, dar înainte de asta, Academia a preluat un mesaj extraordinar și am reușit până la urmă să-l ducem la bun sfârșit cu toții. Crearea unor istorii ale tuturor domeniilor reprezentate în Academia Română. De la filosofie și istorie până la științele comunicării, istoria teatrului, istoria muzicii, istoria, să zicem, limbii române, istoria tehnicii, istoria matematicii, a fizicii, a chimiei, nu numai pe ultima sută de ani, că cele mai multe pornesc din cele mai vechi timpuri și arată cum au evoluat formele de cunoaștere, pentru că nu sunt numai științe în Academia Română, sunt și arte. Nu este numai creație științifică, este și creație artistică. Toate astea, deci apariția celor circa 35 de volume care cuprind toate științele și formele de cunoaștere, arată că Academia e prezentă în viața acestei societăți. Arată un lucru extraordinar. Mă întreabă câteodată cineva, de ce Academia Română este între preferințele publicului, opiniei publice, alături de biserică și de armată, pentru că de multe ori, sigur, în unele sondaje nu se pune Academia. Avem parte și de critici. Avem parte și de critici, da. Ceea ce e un lucru firesc. Eu nu mă supăr niciodată când Academia e criticată. Firește, uneori e criticată gratuit, dar nu contează. În orice critică poate e un sâmbure de adevăr ceva. Și e bine să ținem seama de ele, că suntem o instituție omenească. Dar pe de altă parte să nu uităm niciodată, Academia e o instituție unică. Ea reprezintă în peisajul culturii românești nu numai consacrarea celor mai importante valori. Nu întotdeauna le putem consacra pe toate, dar pe cele mai importante reușim. Rămân unele pe din afară și asta este vina noastră că nu ne încadrăm în misiunea pe care o avem, dar Academia e și o instituție de cercetare. Iar cercetarea în această instituție s-a făcut mereu.
nu numai de când avem institute de cercetare. Și e foarte normal ca acolo unde sunt cei mai importanți avanți ai națiunii să avem și cercetare științifică. Și pe urmă, mai nou, știți că e și o instituție de învățământ superior, într-un fel, pentru că acordăm titlul de doctor și de abilitat. Ceea ce face din Academia Română cu adevărat o instituție unică în peisajul civilizației și culturii românești. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Ați făcut o istorie a românilor, a României, în împletirea ei cu istoria instituției pe care o prezidați de mai mult timp. Și vă propun să discutăm mai mult despre gândurile dumneavoastră, despre viziunea pe care o aveți cu privire la istoria noastră și la istoria Academiei într-un dialog la care vă invităm în viitor. Cu mare plăcere! Mulțumesc foarte mult!